Mulțumesc foarte mult, domnul Bedros Horasangian, m-a racolat așa, fără drept de apel. Am discutat și de dimineață, felicit și eu editura pentru că are asemenea preocupări extraordinare legate de istoria mai mult sau mai puțin recentă. A lansat la acest târg mai multe cărți, am fost și ieri la o asemenea lansare vorbind despre totalitarismul japonez din cel de-al doilea război mondial. Acum vorbim de ceea ce se întâmplă la granițele noastre răsăritene. Dacă vă uitați un pic în acest târg, o să vedeți că Vladimir Putin este o vedetă. Sunt numeroase volume, avem numai aici câteva, legate de țarul Putin, legate de Rusia lui Putin, legate de ceea ce a scris Ana Politovskaya despre regimul Putin și a costat-o viața. La celelalte standuri veți vedea că sunt, într-adevăr, biografii ale lui Vladimir Putin, ceea ce arată interesul extraordinar. Este un superstar al politicii în acest moment, iar întrebarea pe care și-o pun toți, cred că este: cine e cu adevărat acest Vladimir Putin? Cum de acționează așa cum acționează, cum de ne-a luat pe toți prin surprindere, cum de întoarce istoria în niște termeni pe care îi cunoaștem din timpul războiului rece. Oare ce se va întâmpla? Oare vom ajunge iar la un conflict? Oare ce se va întâmpla cu zona de est a Europei, a Uniunii Europene, noi fiind aici la frontiere? Așa încât cred că orice carte care încearcă să dea răspunsuri la aceste întrebări este extraordinar de binevenită, este un interes extraordinar pentru această figură. Întrebându-l pe domnul Bedros Horasangian câte fețe are Putin, mi-a răspuns simplu: are una singură, ăsta e omul, așa a fost de la început, numai noi n-am fost în stare să-l vedem de la început, așa cum este el. Și probabil că mulți lideri, nu numai noi, publicul, dar mă refer la lideri importanți din lume, s-au legănat în iluzii că lucrurile vor merge bine, că Rusia se va democratiza în sensul în care percepem noi democrația și vom ajunge la sfârșitul istoriei în care miei și lei vor paște frumos împreună pe pășunile raiului pământean. Citiți cartea, este extrem de interesantă, deschide orizontul, răspunde la întrebări, cu siguranță vor rămâne multe alte întrebări pe care încercăm să le citim și să le aflăm răspunsurile în noi volume, inclusiv cele editate de Meteor Press.